Bună seara, stimați telespectatori! Sunt general Bartolomeu Constantin Savoiu și vă prezentăm la ce toată lumea numește televiziunea sufletului. 6 TV, prima, dacă nu chiar una din puținele emisiuni care există pe televiziune românește, Lumea în 7 zile. Lumea în 7 zile în care împreună cu prietenul și tovarășul meu de luptă pentru o adevărată informație a televiziunii, domnul profesor Titi Sultan, principale evenimente ale lumii. Nu-i așa, domnule profesor? Bună seara, stimați telespectatori! Ca de fiecare dată încercăm să vă prezentăm aspecte importante din viața internațională care, bineînțeles, să concorde cu realizarea unor aspecte ce țin de stabilitate și pace mondială. Încercăm și sper că reușim de fiecare dată să ținem pasul cu tot ceea ce se întâmplă pe plan internațional, în așa fel încât dumneavoastră să fiți foarte bine informați. Vom începe deci perioada 26 februarie 4 martie cu prima informație. Comandamentul cibernetic Statele Unite vizează o entitate rusă care ar fi o entitate care atacă informațiile IT din Statele Unite. Domnul profesor, dublu specialist și în drept și în problemele militare, vă rog să ne dați această informație după ce vom vedea imaginea, bineînțeles. Armata Statelor Unite ale Americii a blocat accesul la internet al unei entități cibernetice ruse care a încercat să influențeze campania electorală premergătoare scrutinului parlamentar american din anul 2018, afirmație ce aparține oficialilor americani, în cea mai mare parte pare a fi un avertisment că operațiunile de acest gen nu sunt fără efecte. Atacul efectuat de Comandamentul Cibernetic al Statelor Unite ale Americii a vizat Agenția de Cercetare în domeniul internetului, o entitate cu sediul în orașul rus San Petersburg, deținută de un oligarh care are legături cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Atacul cibernetic american se înscrie într-o campanie cibernetică ofensivă contra Rusiei în scopul blocării tentativelor de influențare a scrutinului din Statele Unite ale Americii. Practic, au deconectat de la internet entitatea susmenționată, l-au închis, a declarat un oficial care are cunoștință despre acest caz. Declarațiile au fost făcute sub protecția anonimatului, întrucât este vorba de informații clasificate. Operațiunea este prima acțiune dură efectuată de Comandamentul Cibernetic al Statelor Unite pe baza unor informații primite de la Agenția pentru Siguranță Națională și în virtutea noilor atribuții oferite de președintele Donald Trump și de Congres anul trecut în sensul consolidării capacităților ofensive. Rămâne de văzut dacă impactul asupra entității din San Petersburg va fi de lungă durată. Tacticile ruse evoluează, iar unii analiști sunt sceptici privind valoarea pe care această operațiune va avea pentru descurajarea fabricii de troli sau a lui Vladimir Putin, care, potrivit oficialilor din serviciile americane, a ordonat o campanie de influențare în anul 2016 pentru a submina încrederea în democrația americană. De asemenea, oficialul Statelor Unite a apreciat că Agenția de Cercetare în domeniul internetului acționează în numele Kremlinului. O astfel de operațiune are doar un impact punctual care pe termen lung mai degrabă va produce iritare decât va descuraja atacurile cibernetice, apreciază Thomas Reed, profesor de studii strategice la Universitatea Johns Hopkins. Comandamentul Cibernetic al Statelor Unite ale Americii și Agenția pentru Siguranță Națională au refuzat să facă vreun comentariu pe această temă. Rugat să comenteze acuzațiile, Evgeni Prigazin a declarat: nu pot comenta activitățile Agenției de Cercetare în domeniul internetului, deoarece nu am nicio legătură cu ei. Este vorba, bineînțeles, de un magnat din San Petersburg care se presupune că ar avea implicații în
desfășurarea de acțiuni cibernetice în cadrul alegerilor prezidențiale din Statele Unite în 2016, precum și alegerile parlamentare din anul 2018. Mergem mai departe, rămânem tot în Statele Unite ale Americii, deși deplasarea lor de această dată la Hanoi, este vorba de prezența președintelui american Donald Trump la Hanoi. Urmăm imaginile, revenim în platou cu comentariul domnului general Bartolomeu Constantin Savoiu. Air Force One, aeronava președintelui american, a aterizat marți seara la Hanoi. Președinte Trump a fost întâmpinat de o gardă de onoare vietnameză. Ce drum lung, stimați telespectatori, după ce ani de zile a avut un război teribil America cu Vietnamul de Nord. Vedeți acum președinte american întâmpinat de o gardă de onoare vietnameză la sosia lui la Hanoi. Președintele american deci va începe cum vorbi pe 27 și 28 februarie cu omolul lui Kim Jong-un, faimosul nord-corean, președinte nord-corean. Vom vedea, de altfel vom comenta puțin mai târziu cursul emisiunii, rezultatele acestei a doua întâlniri. Potrivit jurnaliștilor, voi avea inițial o discuție față în față, după care va urma dineu de socializare. La acest dineu, alături de Trump și Kim Jong-un, vă participa, fără îndoială, Mike Pompeo, secretar american, și Mike Mulvaney, șeful interimar al Cancelarii Prezidențiale. Lângă președintele Kim Jong-un va fi, de asemenea, Yong Chol, un oficial nord-corean de rang înalt, brațul drept al președintelui Kim Jong-un. La dineu va participa, fără îndoială, și Kim Jong-jong, sora liderului corean, care a participat, de altfel, și la summitul la Singapore din iunie 2018. Se vor întâlni, deci, pentru această reuniune foarte importantă, vom vedea cursul săptămânii, dacă așteptările au fost într-adevăr încununate de succes. Rămânem încă legați de Statele Unite, am vorbit acum de această importantă a doua reuniune și vedem că ziariști americani de data aceasta sunt expulzați din Venezuela pentru că au arătat imagini teribile dictatorului Maduro, care, bineînțeles, nu i-a convenit. Foarte rar dictatorii iubesc adevărul. Domnule președinte, m-am făcut deja președinte, foarte bine, deja bravo, domnule profesor, vă rog să comentați această știre. Autoritățile din Venezuela au informat 6 jurnaliști de la televiziunea americană Univision că vor fi expulzați după un interviu cu președintele Nicolas Maduro, în cursul căruia un jurnalist i-a arătat liderului de la Caracas imagini cu venezuelieni căutând mâncare într-o mașină de gunoi. Prezentatorul Jorge Ramos, care de-a lungul carierei a câștigat mai multe premii Emmy, a declarat că a fost reținut timp de 2 ore în incinta Palatului Prezidențial Miraflores de la Caracas, după ce Maduro s-a arătat deranjat de întrebările care au fost adresate. Jorge Rodriguez, ministru pentru comunicații, a afirmat pe Twitter că televiziunea Univision a creat un spectacol ieftin, între ghilimele. Incidentul s-a petrecut după ce Ramos i-a arătat lui Maduro imagini cu venezuelieni căutând mâncare într-o mașină de gunoi. Ramos a declarat pentru Univision că lui Maduro nu i-au plăcut unele întrebări despre lipsa democrației în Venezuela, despre tortură, prizonieri politici și criză umanitară. S-a ridicat după ce am arătat înregistrările cu tineri mâncând dintr-o mașină de gunoi, a explicat Ramos. Iată, din aceste detalii pe care vi le-am prezentat, totuși trebuie și subliniat faptul că echipa de jurnaliști de la Univision va fi expulzată marți din Venezuela, potrivit agenției de știri Reuters. Mergem mai departe și încheiem ziua de marți, 26 februarie, cu o știre care, iată, a ținut capul de afiș în privința evenimentelor internaționale derulate în săptămâna trecută, și anume ministrul israelian condamnat pentru spionaj. Urmărim materialul și după ce revenim în platou, domnul general Bartolomeu Constantin Savoiu ne va explica despre ce este vorba. Da, este foarte rar, foarte rar. Chipuiți-vă un ministru israelian, Gönel Segev, fost ministru al energiei și infrastructurii,
condamnat pentru spionaj în favoarea cel mai aprig dușman al Israelului care este Iranul. Din două una, fie a fost condamnat pentru bani, ceea ce este dramatic, adică te pretezi să iei bani, fie din convingere, și asta este extraordinar, închipuiți-vă un israelian care lucrează pentru Hitler, adică același lucru, sunt dușmanii mortali ai statului Israel. E bine, el fusese deja arestat și a fost condamnat acum pentru 11 ani de închisoare. El fusese arestat de Shin Bet, care sunt agenția de contraspionaj internă, și a comunicat că a găsit dovezi că a fost recrutat de serviciile de spionaj ale Teheranului și se întâlnea cu acești spioni în diferite hoteluri și diferite locuri acoperite din lumea întreagă, unde erau fără îndoială aceste locuri ale spionajului iranian. Mai mult, el fusese anterior condamnat pentru tentativă de fraudă cu cardul bancare și a pledat de altfel vinovat la acuzații de trafic de droguri. Pun întrebarea acest guvern, care este unul dintre cele mai capabile din lume, cum a putut să ajungă un personaj spion și condamnat pentru trafic de droguri și fraudă bancară? Deci sunt puțin uimit. Bine, principalul că ei, deosebit de alte țări, e bine, este prins și arestat. Deja foarte important. Vom trece acum la știrea următoare și vedem că miercuri, 27 februarie, zângănit de arme între Pakistan și India. Știți că de ani de zile, din păcate, cele două mari țări, bine, India este un continent, 1.600.000.000, Pakistanul mai mic, 200.000.000, deci mult mai mic, totuși zângănitul de arme, ambele sunt două puteri nucleare. Ce se întâmplă, domnul profesor, dați-mi detalii despre acest zângănit de arme și ce se întâmplă, au fost deja morți între cele două țări, e un conflict armat care este periculos pentru pacea lumii. Premierul pakistanez Imran Khan a făcut un apel miercuri la discuții cu India și speră că sentimentele mai bune vor prevala în fața escaladării disputei cu statul vecin. Pakistan, în urma atacurilor aeriene din ultimele zile ale ambelor părți. Istoria ne spune că războaiele sunt pline de erori, de calcul. Întrebarea mea este dacă, având în vedere armele pe care le avem, ne putem permite erori de calcul, a declarat Imran Khan într-o intervenție televizată adresată națiunii. Va trebui să ne așezăm la masă și să discutăm, a mai adăugat acesta. Pakistanul a doborât miercuri două avioane militare indiene la o zi după o serie de atacuri aeriene efectuate de India împotriva militanților pakistanezi dintr-o mișcare intitulată Yais-e-Mohammad. Forțele armate din Pakistan au capturat miercuri doi piloți indieni din avioanele dărâmate. Relațiile au devenit tensionate după ce la 14 februarie cel puțin 40 de agenți ai poliției paramilitare au fost uciși într-un atentat care a avut loc la Kashmirul indian, acesta fiind cel mai sângeros atac comis asupra forțelor indiene în cei 30 de ani de insurgență din regiunea majoritar musulmană. Mergem în Egipt, la Cairo și... Din păcate, cum știți, până în 1948, India și Pakistanul formeau o mare entitate care era dominion britanic. Marea Britanie a dat independența celor două state și s-a format un stat musulman în Pakistan și statul indian, care este majoritate covrășitoare hindu. Au fost transferuri de populație între cele două, după ce a coexistat un număr de ani în sud-estul Indiei, rarisim, tot un Pakistan de est. Mai târziu, după aceea, și-a dobândit independența, se numește acum Bangladesh, deci a Pakistanul de Est, însă, din păcate, din acea perioadă, din 1948, animozitatea, luptele armate au continuat între Pakistan și India, este o primejdie latentă,
Problema este că ambele țări au bombă atomică, însă India, domnule profesor, vorbește la procesul drept care sunt, deci este o mare democrație, aș zice cea mai mare democrație, Statele Unite sunt cea mai veche, însă ca număr de locuitori este India, 1,6 miliarde, în timp ce Pakistanul e un regim mult mai autoritar. Imran Khan, de care ați vorbit dumneavoastră, e fost jucător de cricket, care ba în caldul cu rece, uneori este pentru, încearcă să, după ce atâția puțin lucruri, încearcă acum să le cam a planete. Vom vedea ce se va întâmpla. Mergem mai departe și iată, din păcate, în Egipt, la Cairo, a avut loc un incendiu, în urma căruia 25 de persoane au decedat. Urmărim materialul, revenim în platou și domnul general Bartolomeu Constantin Sevoiu ne va prezenta ce s-a întâmplat la Cairo. Din păcate, această extraordinară țară, care e o țară de turism, un turist care, din păcate, a declinat enorm datorită atentatelor islamiste și a emulilor criminalilor din Daesh, ISIS, 75% din turiști nu mai vin din fiecare atentatul. Ei bine, în plus, se adaugă aceste accidente. Circulația este teribilă la Cairo. 20 de milioane în cursul zilei. Mai mult, căile ferate sunt supraaglomerate în India și în Egipt. Dacă luați exemplu, veți vedea imediat. Ei bine, s-a întâmplat un incident. Un tren s-a ciocnit pe peronul grei principale. În urma impactului a explodat rezervorul de combustibil, mulți răniți, peste 25-30 de persoane au fost omorâte. Premierul egiptean Mostafa Mahmad Bouli a vizitat locul tragediei. Cauza accidentului nu este momentan cunoscută. Se pare că s-ar fi petrecut timpul unor lucrări de mentenanță. Locomotiva a pornit cu viteză spre, până la capăt, fără să-și dea seama, prea repede. Hisham Arafat, ministrul transportului, și-a dat demisia. Președintele Abdul Fattah al-Sisi a transmis condoleanțe, bineînțeles, acestor familii și, fără îndoială, vor fi identificați responsabili și vor fi trași la răspundere. Din păcate, însă, starea de vetustate a căilor ferate, materialul și, mă scuzați puțin, haosul care depinde din cauza, sunt o țară de 100 de milioane, am cunoscut Egiptul cu ani în urmă, când încă 40-50 de milioane, deci a dublat în ultimii 20 de ani de zile, o natalitate extraordinară, nu poți să poți să înveți, să pregătești și să faci o economie cu oameni care au o natalitate galopantă. Vom trece acum la următoarea știre și vedem că foarte interesant, revenim la Statele Unite. E bine, nici mai mult și mai puțin, viitorul director de campanie a președintelui Trump va veni la București. Va veni la București, domnule profesor? Ia spuneți-mi. Da. Directorul viitoarei campanii prezidențiale a lui Donald Trump, Brad Pascal, va susține în luna martie o conferință de presă în aula Academiei Române. În perioada 20-24 martie 2019, aceasta se va afla în România, el fiind, așa cum am spus mai devreme, director al viitoarei campanii prezidențiale a lui Donald Trump în anul 2020. Acesta a fost numit în această poziție de către președintele american Donald Trump la data de 1 februarie 2018. Este expert în materie de media digitală și a jucat un rol esențial în victoria lui Donald Trump în alegerile din anul 2016. Mai mult, Brad Pascal este unul dintre oamenii de încredere ai familiei prezidențiale. Cu ocazia prezenței sale în România, acesta va susține o conferință de presă, o conferință în aula Academiei Române joi 21 martie, cu începere de la ora 18, se arată într-un comunicat al Academiei Române. Potrivit sursei citate, în deschidere va vorbi președintele Academiei Române Ioana Aurel Pop. Prezentarea vorbitorului va fi făcută de profesorul Dan Dungaciu, care este director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale Ice Brătianu al Academiei Române, iar moderarea va fi asigurată de academicianul Victor Voicu, vicepreședinte al Academiei Române. Conferința va beneficia de participarea unor personalități politice și publice de prim rang, iar accesul se va face exclusiv pe bază de invitație nominală. Brad Pascal vine în România la invitația lui Adrian Tis, iar prezența șefului de campanie a celui mai puternic om al planetei este unul dintre evenimentele
menite să aducă în România și în aula Academiei Române personalități marcante ale vieții publice internaționale care au sau pot avea, prin prestație și anvergură, incidență directă sau indirectă asupra României. Iar Academia Română și-a asumat, prin girul său, organizarea unui astfel de eveniment, un veritabil proiect care are ca miză sprijinul pentru eforturile constante de a pune România pe harta mare a lumii și de a conștientiza la nivelul liderilor publici, politici, universitari din țara noastră nevoia interconectării elitelor naționale cu rețelele elitelor lumii în care trăim. Se mai arată în comunicatul Academiei Române. Deci iată un eveniment deosebit de important, da, care sperăm că va produce... Da, pronunția americană, Brett Parscale, domnul Brett Parscale va fi invitat de domnul Tis, domnul Tis îl cunosc personal, e o personalitate a vieții sociale și politice românești, un om de dreapta, e un specialist în marketing, un om foarte cunoscut, a fost și înalt demnitar la primarea Bucureștiului, deci un personaj care contează pe scena politică și de marketing politic și care salut, sperăm să-l vedem chiar într-o emisiune la televiziunea 6 TV. Da, mergem mai departe, închem ziua de miercuri, 27 februarie, iată în Israel, premierul Benjamin Netanyahu este inculpat. Vom vedea despre ce este vorba după ce urmărim materialul domnului general Bartolomeu Constantin Săvoiu, care de fiecare dată ne-a dovedit că este un foarte bun cunoscător al situației din Israel, ne va prezenta pe larg ceea ce constituie capetele de acuzare în favoarea inculpării premierului israelian. După această știre importantă, pentru că vine într-un moment chiar în plină campanie electorală în Israel, vom lua o pauză. Bine, procurorul general Israelul, domnul Avishai Mandelblit, a decis inculparea premierului Benjamin Netanyahu pentru acte de corupție. Avishai Mandelblit a decis inculparea lui pentru abuz de încredere. În cazul 2000, afirmă sursele citate. S-a referat, presupune acțiunea premierului israelian de a ajunge la înțelegere cu Arnon Noni Moses, prietenul cotidian Yediot Aharonot. Yediot Aharonot, un mare ziar israelian, pentru a obține media... materiale media favorabile în schimbul unor măsuri împotriva publicației concurente Israel Hayom. De asemenea, Benjamin Netanyahu a riscat să fie inculpat într-un proces de caz de mită, cazul 4000, în care este suspectat că a fi luat decizie reglementare, că l-a fi avantajat pe Shaul Elovici, principal acționar al Bezec, cea mai importantă firmă de telecomunicații în Israel. În schimbul materiale media favorabile difuzate pe site-ul Walla News. Benjamin Netanyahu a riscat să fie inculpat și în cazul 1000 pentru abuz de încredere, deoarece ar fi primit cadou în valoare de 1 milion de shekel, 280.000 de dolari de la oameni de afaceri în schimbul promovării intereselor acestora. Poliția israeliană a recomandat în februarie 2018 autorităților judiciare de a-l inculpa pe domnul premier Netanyahu. Benjamin Netanyahu a catalogat miercuri seară drept ridicole acuzație de corupție, o acuzație de luare de mită dispusă, spune domnia sa, în bază a 2,5 articole publicate pe internet și nu poate să conține decât un pas absurd care nu are precedent judiciar. Dânsul a spus, fără îndoială, că acest casel de cărți se va prăbuși în curând. Ce este neplăcut pentru această inculpare, vin chiar în momentul crucial al alegerilor în Israel, care se vor desfășura în luna aprilie și este, spune domnul prim-ministru Netanyahu și partidul Likud pe care prezintă, o lovitură sub centură dată de concurența de stânga, partidul laburist care este actualmente în opoziție. Trecem acum la joi, 28 februarie, și vedem un lucru foarte interesant. Armata rusă, care a avut un rol foarte important în victoria contra Daesh, va arăta trofeele într-o expoziție foarte interesantă. Dar veți vedea această interesantă film după ce vom avea o bine meritată pauză. Un tren cu trofee de război din Siria a garat miercuri la Rostock pe Don, în sudul Rusiei, întâmpinat de o fanfară. Rostov pe Don a fost al doilea oraș prin care trenul cu trofee de război a trecut.
parte a unui turneu care a debutat la Moscova în data de 24 februarie și va bifa mai multe orașe din Rusia, având ca destinație Vladivostok. Mii de persoane s-au adunat în orașul din sudul Rusiei pentru a vedea spectacolul ambulant de capturi militare. Tehnica militară a aparținut militanților care au luptat împotriva regimului de la Damasc. Potrivit AFP, soldații ruși le-au relatat curioșilor operațiunile în care au fost capturate trofeele militare. Forțele armate ruse au intervenit în teatru de operațiuni din Suria în 2015 într-o campanie masivă de susținere a președintelui Bashar al-Assad. Continuăm cu Polonia, iată, o țară cu o evoluție ascendentă din punct de vedere economic, cu, eu știu, o modalitate de a se exprima din punct de vedere a exprimării suveranității în raport cu Uniunea Europeană, să nu uităm posibile sancțiuni și aplicarea articolului 50 din Tratatul Uniunii Europene la care a fost supusă Polonia. De aceea, iată, Polonia modernizează armata. După ce urmărim materialul și revenim în platou, domnul general Bartolomeu Constantin Săvoiu ne va explica în ce constă această modernizare. Polonia va aloca 185 de miliarde de zloty, se pronunță zloty, sau 44 de miliarde de euro pentru modernizarea armatei. Ministrul Justiției Marius Blaszczak a fost citat de cotidianul Le Figaro. Noi capabilități militare vor fi instalate în estul Poloniei, de așteptat, pe la granița cu Rusia. Este vorba de o direcție, de o bază pentru dezvoltare. Pentru achiziție au fost enumerate 32 de avioane militare pentru a locui aparatele vechi rusești, MiG-29 și Suhoi-22, precum și submarine, elicoptere, sisteme de sol-aer. Cum știm, la jumătatea lunii februarie, Polonia și Statele Unite au semnat un contract în valoare de 365 de milioane de euro pentru achiziționarea de 20 de sisteme de rachete mobile HIMARS. În martie 2018, Polonia a achiziționat un sistem balistic american Patriot în cadrul unui contract de 4,7 miliarde de dolari. Deci, Polonia nu lasă garda și se supra-înarmează în ideea unui viitoare agresiuni rusești. Sperăm că nu va avea loc niciodată, păcat că toți acești bani putea fi cheltuiți pentru dezvoltarea economiei, spitalelor și altceva. Toate că trebuie să vă spun că am fost în Polonia de o, două, trei ori, să vedeți ce autostrăzi au, cum au refăcut, ce țară au dezvoltat prietenii noștri polonezi față de noi și am plecat de la aceeași bază. Da. Domnule profesor, vom continua cu viitoarea știre și vedem, vom reveni, vom vorbi mult în această săptămână despre Rusia și Statele Unite. Deși vom da, veți vedea și alte știri din alte țări. Rusia, de data aceasta, simulează un atac nuclear contra Statele Unite. E foarte, veți vedea imaginile, te șochează. Iar cel care prezinte spune, asta vreți, domnul american? Deci nu e plăcută această amenințare continuă de cele două părți. Neplăcut. Domnul profesor, comentați-le cu dexteritatea dumneavoastră, cunoștința aceste imagini care le vor vedea telespectatorii noștri. După cum vedeți din imaginile pe care vi le prezentăm, imagini realizate într-un cadru deosebit de pragmatic de televiziunea rusă. Aici vorbim de televiziunea națională Rusia 1 și iată prezentate de Dimitri Kiseliov, considerat strategul din umbră al propagandei ruse. În timpul emisiunii, realizatorii au prezentat o simulare grafică a unui atac asupra Statelor Unite ale Americii, după cum se și vede. Animația arată cum submarinele nucleare inițiază o ofensivă nucleară asupra Washingtonului și altor ținte de pe teritoriul Statelor Unite. Gândiți-vă, asta e ceea ce vă doriți, le-a transmis americanul Dimitri Kiseliov, potrivit Europa Liberă, care a preluat un decupaj video din emisiune. Poate că nu a trebuit să fiți atât de agresivi în a plasa rachete împotriva noastră în Europa, a adăugat moderatorul.
Nu este prima dată când Rusia 1 difuzează o astfel de simulare digitală a unui atac balistic asupra Statelor Unite ale Americii. Evidențiem că relațiile dintre Rusia și Statele Unite ale Americii au intrat într-o nouă etapă de tensiuni după ce ambele puteri au luat decizia de a suspenda Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare semnat în 1987 de către președinții de atunci ai Statelor Unite ale Americii și Uniunii Sovietice. Încheiem ziua de joi, 28 februarie, cu, spunem noi, un eșec diplomatic, mult așteptată întâlnire, a doua întâlnire, al doilea summit, între președintele Donald Trump și președintele nord-corean Kim Jong-un, ar fi însemnat, de fapt, un eșec diplomatic. Urmărim materialul, revenim în platou și domnul general Bartolomeu Constantin Săvoiu ne va detalia de ce este considerat un eșec diplomatic această întâlnire. Această a doua importantă reuniune s-a soldat printr-un un eșec care de ambele părți încearcă să fie minimizat. Urma să fie o ceremonie de semnare a unui eventual acord de bine, ea a fost anulată. Urma după aceea o cină împreună a fost anulată. Totuși, să fim optimiști. Viteza, spune președinte Trump, nu este importantă pentru mine. Nu mă grăbesc. Ceea ce este important este să facem acest lucru bine. Secretarul de stat Mike Pompeo a arătat că liderul nord-corean Kim Jong-un nu era încă pregătit să îndeplinească cererile destul de clare ale Statelor Unite pentru a denucleariza. Eu nu am reușit să facem ceva care să aibă sens pentru Statele Unite. Cred că președinte Kim spera să facem ceva. I-am cerut să facă mai mult, era nepregătit, eu sunt încă optimist. Liderul de la Casa Albă, domnul președinte Trump, a spus vrea să denuclearizeze, vorbim de președinte Kim Jong-un, însă vrea să facă acest lucru în zone care sunt mai puțin importante decât ceea ce vrem. Donald Trump a adăugat că deocamdată nu există încă planuri pentru al treilea summit cu Coreea de Nord. Acesta a adăugat în timpul cinei de miercuri cu Kim Jong-un că să nu mai continue testele nucleare și acesta a aprobat. Nu va testa rachetele, spune domnul Trump. Am încredere în el și în cuvântul lui. Sper să fie adevărat. Președinte Trump nu a ezitat să laude pe președinte corean, este o persoană pe cinste, cu un caracter extraordinar. Am avut câteva opțiuni, dar am decis să nu facem niciuna dintre ele, a adăugat liderul de la Casa Albă. Casa Albă a informat că președinte Trump și Kim Jong-un vor încheia summit-ul fără un acord. Vor continua, bineînțeles, relațiile foarte importante între cele două comisii, vor lucra și dacă se va profila ceva la orizont, solid, de data aceasta vom avea într-adevăr un al treilea, spun oficial din cele două părți, vom avea într-adevăr un al treilea summit. Vom vedea, sperăm din tot sufletul să ajungem la ceva pozitiv, toată lumea dorește pace și o destindere a relațiilor internaționale. Vineri, 1 martie, zi importantă, bine, începem cu o știre privind doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, un site important, Sputnik, spune, este posibil ca doamna prim-ministru Viorica Dăncilă să poată fi o posibilă candidată la prezidențiale. Domnule profesor, vreau să comentați această știre. Chiar de 1 martie, ziua mărțișorului, este doamna prim-ministru gratificat ca o posibilă candidată la alegerile din toamna aceasta, din luna noiembrie, pentru președinția României. Site-ul Sputnik a publicat un material elogios la adresa premierului României Viorica Dăncilă. Viorica Dăncilă este prezentată în termeni elogioși ca fiind un viitor candidat la alegerile prezidențiale din acest an. Iată ce spune acest site. Este un nou succes diplomatic al premierului, ceea ce face astfel încă un pas pe ceea ce Sputnik a anunțat în repetate rânduri. Viorica Dăncilă este nu numai omul politic al momentului, dar și cel mai probabil candidat la președinție. Aceste elogii aduse la adresa premierului României vin în urma unei discuții telefonice pe care aceasta a avut-o cu vicepreședintele american Mike Pence. S-au discutat probleme ce țin de parteneriatul strategic din cele două state, dar și aspecte de actualitate în agenda internațională.
iar convorbirea dintre cei doi, consideră spunnic, că a avut un succes diplomatic important. În momentele în care guvernul este ținta unor atacuri dure, mai ales din partea președintelui și a opoziției, dar și a unor grupuri din zonele justiției, premierul Dăncilă anunță o veste care poate reprezenta un succes diplomatic important, mai scrie propaganda rusă. Trebuie să mai adăugăm că în anul 2018 Viorica Dăncilă a fost desemnată de către Sputnik omul politic al anului. Vom vedea însă în ce măsură doamna Dăncilă va fi desemnată de către PSD candidat la legile prezidențiale, pentru că astăzi s-a anunțat de către PSD că vor desemna candidatul la legile prezidențiale după alegerile europarlamentare din luna mai. Mergem mai departe și iată, președintele interimar Juan Guaido a efectuat o vizită oficială în Paraguay. Urmărim materialul și despre ce vizită este vorba ne va prezenta și ne va explica domnul general Bartolomeu Constantin Săvoi. Da, vorbim despre o zonă foarte, foarte caldă, de ghilimele, care mii, sute de mii de oameni protestează contra un dictator care se agață de putere, cu orice preț, fostul conducător de autobuz Maduro, după ce a fost omul de încredere și bodyguardul celălalt dictator Chavez, acesta continuă să ducă țara într-o stare catastrofică. E bine, Juan Guaido, lider opoziției, președintele Congresului din Venezuela, recunoscut ca președinte interimar de peste 50 de state în lume, efectuează o vizită în Paraguay. Președintele Mario Abdo a anunțat, înainte a fost în Brazilia, unde a fost primit de președinte Jair Bolsonaro. Deci, din ce în ce mai mult se creează o coaliție internațională pentru a sprijini omul care reprezintă speranța venezuelilor. Veți vedea, vom da încă alte știri despre, v-am dat deja despre Venezuela, privind de mizerie acută în care una dintre cele mai bogate țări, oamenii sunt obligați să caute în gunoaie pentru a mânca, iar zbirii lui și armata plătită, care nu mai e în serviciul țării, este în serviciul lui personal, stă și reprimă mulțimea. Puține state mai susțin acest dictator sângeros. Din păcate, marea putere care este Rusia îl susține. Mai mult, administrația Putin a anunțat că se va opune oricărei intervenții. Celelalte state nu ne miră. Turcia, Cuba și Siria susțin și Iranul îl susțin, bineînțeles, pe dictatorul Maduro. Însă, istoria este clară. Nu se va putea agăța încă foarte multă vreme și se va omoare mii de oameni cum a făcut până acum. Trecem la știrea următoare și vedem acum că am vorbit de Rusia. Vorbim acum și de fapte diverse. Veți vedea extraordinară, un vapor care ciocnește un pilon în Coreea de Sud. Dar închipuiți-vă, noi vorbim de conducătoare care se îmbețe la volan, aici ea beat conducând un vapor. Domnul profesor, comentați-ne acest fapt divers, care puțin cam tristă, conduce un vapor fiind beat. După cum veți vedea și din imagine pe care vi le prezentăm, un cargobot rusesc de 6.000 de tone a deviat de pe traseu și s-a izbit de un pod pe coasta Coreei de Sud. Capitanul vasului era în stare de ebrietate. Cargobotul s-a lovit de podul Gwangan, după cum vedeți, și în jurul orei 16:30 a provocat pagube la nivelul părții inferioare a construcției, potrivit comunicatului Gardei de Coastă. Consumul de alcool la bordul unei nave este interzis doar persoanei care se află la cârma embarcațiunii, au adăugat autoritățile costiere. Nu este clar dacă în momentul coliziunii capitanul fusese cel care manevra cargobotul. Nava se îndrepta spre portul Vladivostok și transporta 1415 tone de bobine de oțel. Potrivit site-ului de știri, RBC, capitanul a ignorat avertizmentele
autorităților care îi cereau să schimbe cursul navei deoarece nu cunoștea limba engleză. Iată ce situație delicată s-a putut transpune în practică pe fondul a ceea ce însă urmează ca autoritățile să investigheze, și anume dacă atunci când s-a produs acest accident la cârma vasului, la cârma navei, acestui cargobot era acest, cel care conducea. Mergem mai departe și încheiem ziua de vineri, 1 martie, cu o știre potrivit căreia NATO contracarează rachetele rusești. Cum reușește acest lucru, ne va explica domnul general Bartolomeu Constantin Săvoiu după ce urmărim materialul și revenim în platou. Da, problema nu e deloc simplă. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, după ce s-a întâlnit cu premierul Bulgariei Boyko Borisov, a declarat: cerem Rusiei să revină la respectarea tratatului INF în America, Intermediate Nuclear Forces, în același timp trebuie să fim pregătiți pentru o lume fără tratatul INF și la care sunt amplasate mai multe rachete ruse. Despre ce se vorba? Este vorba de un vechi tratat care a fost semnat în 1987, pe vremea aceea de Ronald Reagan și Mihai Gorbaciov. Acest tratat îngheța dezvoltarea rachetelor cu rată lungă de acțiune pentru a ataca Rusia, America și America, Rusia. Între timp, lucrurile s-au schimbat și alianța acum pregătește noi măsuri defensive în contextul anulării acestui tratat de către Statele Unite. De ce? Pentru că Statele Unite spun că Moscova va fi dezvoltat o nouă rachetă cu rată medie de acțiune Novator 9M729, potrivit terminologiei NATO, care încalcă deci acest tratat și care amenință direct Statele Unite. Mai mult. China, nefiind cuprinsă în acest tratat, și-a dezvoltat razele medii de acțiune și Statele Unite, fiind obligate să înghețe orice dezvoltare, nu mai sunt apărate contra dezvoltării chineze. Administrația Vladimir Putin, la rândul ei, bineînțeles că neagă și spune că nu este adevărat, spune că Statele Unite, la rândul ei, au încălcat tratatul acesta INF și, mai mult, susțin că instalații antirachetă care au fost instalate și în România și în Polonia ar servi de amenințare contra Rusiei. Bineînțeles că fiecare spune contrariul, ce este clar că această cursă a reînarmărilor și a amplasărilor de rachete este de pune în primejdie, într-adevăr, stabilitatea păcii în această regiune a lumii. Vom trece acum la sâmbătă 2 martie și o țară de care nu poate să vorbește adesea, am cunoscut, am fost de în urmă ani de zile, este vorba de Algeria, o mare țară în nordul Africii, foarte bogată, are petrol, are gaze și are o agricultură. Din păcate, de ani de zile este în mâna unui regim militar, în față este un președinte care este în cărucior, timp de 20 de ani președinte Bouteflika a condus țara, a fost general, a condus spatele lui țara și acum îl prezintă pentru a cincea oară candidat la președinție. În 2013 președintele Bouteflika a avut un atac cerebral și el acum este numai în cărucior. Cei care l-au întâlnit de atunci spune că totuși creierul merge bine. Ce măsură poate să conducă țara? Deocamdată însă armata ține foarte bine mână toate sistemul de a vota. Domnule profesor, vă să comentați această știre, alegeri prezidențiale, proteste în Algeria. Tineretul nu va din nou încă un om de paie în care generalii sunt în spatele lui. Cel puțin o persoană a murit și alte 60 de persoane au fost rănite. Alte 45 au fost reținute în capitala Algeriei în urma protestelor organizate față de regimul președintelui Abdelaziz Bouteflika. Zeci de mii de persoane au protestat în capitala Algeriei, respectiv la Alger, și în marile orașe ale țării pentru a-și manifesta nemulțumirea față de planul președintelui Abdelaziz Bouteflika de a candida pentru un al cincilea mandat.
Protestele de vineri din capitală au fost marcate de altercații între manifestanți și forțele de ordine, iar manifestațiile actuale din Algeria sunt cele mai importante din ultimii 8 ani. Persoana decedată avea 60 de ani și a murit în urma unui atac de cord. Președintele algerian, Abdelaziz Bouteflika, se află în funcție de 20 de ani și dorește să candideze pentru un al 5-lea mandat, iar protestatarii doresc ca președintele în vârstă de 81 de ani să nu-și depună candidatura la alegerile din data de 16 aprilie. Președintele Abdelaziz Bouteflika a suferit un atac de cord în anul 2013 și a dispărut din viața publică, având doar câteva apariții publice în ultimii ani. Directorul de campanie a lui Bouteflika a anunțat că președintele își va depune candidatura la data de 3 martie. Nimeni nu poate decide ignorarea Constituției, este dreptul lui să candideze, a transmis Abdelmalek Selay, directorul lui de campanie. Vom vedea cum evoluează lucrurile, pentru că este o situație deosebit de delicată. Mergem mai departe și iată, un pilot indian a avut un comportament excepțional. Vom vedea în ce constă acest comportament. Domnul general Bartolomeu Constantin Săvoiu, după ce urmărim imaginile, ne va prezenta despre ce este vorba, dar după un scurt moment de publicitate. Pilotul indian care a fost capturat după ce avionul lui, un MiG 21 Bison, a fost dobărât de aviația pakistaneză, poate a evitat un conflict care putea să fie dramatic între Pakistan și India. Domnul Abhinandan Vardhaman s-a comportat în manieră excepțională, a fost doborât, el nu știa că este pe teritoriul pakistanez, a avut o mulțime, cum vedeți, fotografie foarte întăritată, că vrea să linșeze, a atras câteva focuri în aer, deja, uitați-vă ce comportament extraordinar, a sărit într-un lac, a mâncat, a înghițit toate documentele compromițătoare ca să nu cadă în mâna pakistanezilor, după aceea a fost luat de armata pakistaneză, a fost lovit, se vede, a avut sânge, însă el a avut după aceea un comportament exemplar, a liniștit lucrurile, pentru că a fost acuzat Pakistanul că a încălcat convenția de la Geneva și prin comportamentul lui calm și a zice puțin chiar s-a sacrificat, spunând că nu a fost totul foarte bine, s-a evitat escaladarea conflictului între cele două țări, să nu uităm că ambele dețin arma nucleară și nu se poate niciodată ști unde poate să ducă un conflict nuclear. El a fost transferat vine de altfel în India de către autoritățile pakistaneze și a fost primit ca un erou de mulțimea indiană. Să uităm că și în India suntem în plină campanie electorală, nu numai în România și în Israel, în India. Mai mult, țineți-vă bine, doamne și domnilor, în cazul unui conflict nuclear între India și Pakistanul, publicația The Weather Channel sublinează că 2 miliarde de oameni ar putea fi distruși, ținând cont de aglomerația care există, densitatea enormă în India și în Pakistan, aproape 2 miliarde de oameni ar putea fi atinși de un război nuclear. Sperăm tot sufletul că niciodată nu vom avea această iarnă nucleară. Trecem acum la informația următoare. Rămânem în Asia. Rămânem aici și vorbim despre China, deși ne mergem în Canada, însă vorbim despre China, despre Huawei. Domnule profesor, vorbim despre Huawei. Ce se întâmplă Huawei, China și Canada? Administrația de la Beijing a condamnat vehement decizia Canadei de inițiere a procedurii de extradare în Statele Unite a directorului financiar al companiei Huawei, domnul Meng Wanzhou, catalogând cazul drept un incident politic grav. China se opune ferm insistenței Canadei de a efectua procedura pentru așa numita extradare a lui Meng Wanzhou și a depus o notă de protest, anunță Ministerul Chinez de Externe, citat de un site al agenției de presă ANSA. Este vorba de un incident politic grav.
Cerem încă o dată Statele Unite să retragă solicitarea de extrădare, iar Canadei îi cerem eliberarea imediată a lui Meng Wanzhou, precizează Ministerul de Externe de la Beijing. Guvernul Canadei a inițiat vine după amiază procedura de extrădare în Statele Unite a directorului financiar al companiei chineze Huawei, Meng Wanzhou, dar decizia va fi luată de o instanță judiciară. Astăzi, oficiali din cadrul Departamentului Canadian al Justiției au aprobat oficial lansarea procedurii de extrădare în cazul lui Meng Wanzhou. Se arată într-o comunicată al instituției transmis vineri, informează site-ul Global News. Decizia privind extrădarea în Statele Unite va aparține justiției din Canada. Trebuie să reținem că Meng Wanzhou a fost arestată în Canada pe 1 decembrie 2018 la solicitarea Statelor Unite ale Americii. China denunță un caz politic care intervine în contextul negocierilor dintre China și Statele Unite pe tema reglementărilor comerciale. Vom vedea cum evoluează acest caz, pentru că, iată, implică o companie care în momentul de față are un trend deosebit de ascendent, vorbind de Huawei. Încheiem ziua de sâmbătă, 2 martie, iată, în Franța, vestele galbene continuă manifestațiile și, bineînțeles, acest subiect deosebit de arzător, care, iată, menține vie atenția opiniei publice în sensul că manifestările continuă, va fi prezentat de domnul general Bartolomeu Constantin Săvoiu, care de fiecare dată am spus-o și o voi spune în continuare, are o excelentă expertiză în ceea ce privește situația din Franța, având în vedere că este și cetățean francez. Da, din păcate, pentru a 16-a oară consecutivă, vestele galbene manifestează în Franța. Zeci de mii de persoane au continuat cu același confruntări violente în mai multe orașe, au fost dispersate cu turnul cu apă. Cum vrei să-l dispersăm? Cu flori? Nu înțeleg. Zice, dom'le, cum? Turnul cu apă? Dar cu ce vrei să le face? Cu flori? Bun. Potrivit cifrelor, au fost peste 40.000 de persoane, din care între 4-5.000 la Paris. Parisul s-a derulat, ca de obicei, în zona Champs-Élysées, Boissy, bulevardele. Mai multe stații metro au fost închise. Eu fusei acum 2 săptămâni la Paris și mă duc 10 zile din nou. Sincer să vă spun, am vorbit cu foarte mulți oameni diferite, cercuri sociale, politice. Este o stare de lehamite peste tot, mai ales oamenii industriași și magazine, toate care au milioane au fost pierdute. În general sunt aceeași desfășurare, se începe cu dimineața cu meeting-ul și la sfârșit bande de golan din banlieue înseamnă suburbile, vin și sparg magazine și fură. Din păcate, foarte mulți de origine maghrebine, născuți în Franța, rămân maghrebini, care au o ură adevărată contra populației unde s-au născut ei înșiși. E o stare dramatică. Sincer să vă spun, după 50 de ani, că am cunoscut 1968, când era generalul de Gaulle, venise în România, 50 de ani exact, aproape zi după zi, se reface această răbufnire. Deocamdată nu se vede nicio ieșire la această situație dramatică pentru toată Franța. Trecem acum la duminică 3 martie și un fapt divers. Șeful mafiei, unul catalogat ca al doilea șef după primul care a fost arestat deja, este arestat în Italia. Domnul profesor, fapt divers, a interesat un șef de mafie arestat. Ce facea șeful mafiei când a fost arestat? Un șef al mafiei italiene care a fugit de poliție timp de 14 ani a fost arestat. Până la momentul arestării, Marco Di Lauro, 38 de ani, s-a aflat pe lista celor mai căutați oameni din Italia, potrivit informațiilor de pe site-ul Ministerului Italian de Interne. Di Lauro a fost arestat sâmbătă fără a opune rezistență în apartamentul său modest din cartierul Chiaiero Napoli, unde locuia împreună cu soția sa, când polițiștii au pătruns în locuință, bărbatul mânca o porție de paste alături de cele două pisici ale sale. La operațiunea de arestare au parte numai puțin de 150 de polițiști. Șeful poliției din Napoli, Antonio De Iesu, a explicat într-o conferință de presă că o activitate neobișnuită i-a condus pe polițiști pe urmele mafiotului. Însă,
nu a precizat în ce anume a constat această activitate. În apartament poliția nu a găsit nicio armă de foc, doar o sumă mică de bani. Un mandat internațional de arestare a fost emis pe numele lui Marco Di Laura în 2006. El este unul dintre cei patru fii al lui Paolo Di Laura, a fost acesta din urmă un cap al clanului napoletan Camorra. Presa italiană scrie că Marco Di Laura era considerat al doilea cel mai periculos om din Italia după șeful mafiei siciliene Matteo Messina Denaro. Într-o postare pe Twitter, premierul italian Giuseppe Conte a felicitat pe polițiști pentru capturarea super fugarului. După cum am spus, acesta fugea de poliție încă din 2004, de când reușise să scape dintr-un raid a forțelor de ordine operațiunea supranumită Noaptea Cătușelor. Potrivit polițiștilor, Marco Di Laura este responsabil de cel puțin 4 crime. Tatăl mafiotului Paolo Di Laura se află în spatele grațiilor din 2005. Marco ar fi preluat conducerea clanului Camorra, slăbit în urma unei lupte sângeroase în 2004 cu clanul Armato Pagaro, care s-a soldat cu 130 de morți. Încheiem, iată, a doua știre, de fapt, o vom prezenta din ziua de duminică, și anume neocomunism în Statele Unite ale Americii, Bernie Sanders, din nou candidat. Domnul general Bartolomeu Constantin Săvoiu ne va prezenta despre ce candidatură este vorba. Fără îndoială, dacă mare președinte, că toți am avut o mare simpatie, eram la Facultatea de Comerț Exterior la SE și mi-amintesc cu așa un șoc, în 1963, John Fitzgerald Kennedy, președinte democrat, ar vedea acum ce a devenit Partidul Democrat, s-a luat cu mâine de capă. Cred că acolo la sus, unde este, deja nu poate să-i mulțumite. Bine, domnul senator Bernie Sanders a fost candidat contra lui doamna Clinton și a fost bătut de dânsa. Pro-comunist spune clar, a dorit să aibă o republică populară, practic, a Statelor Unite. Se reprezintă din nou la 77 de ani, domnul Bernie Sanders, se înscrie din nou la cursa pentru prezidențiale. Alți candidați sunt Elizabeth Warren, Cory Booker și Julian Castro. El este independent, între ghilimele, 77 de ani și a catalogat președinte Trump ca politician republican cel mai periculos președinte. El a putea fi catalogat de asemenea ca cel mai periculos contracandidat la președinția Americii ca un neocomunist inveterat. Sunt 10 alți candidați că vor fi înscriși de partea democrată. Sanders promite o președinție care aduce oamenii împreună, da? Aceeași frumoasă demagogie de stânga, va face locul de muncă pentru toți americanii, va majora salariul minim, va dubla salariul minim, atenție, de la 7 la 15 dolari pe oră, vedem cum va dubla, unde ia banii, va face reforma imigrației, care va permite, fără îndoială, să intre încă alte milioane care vor vota cât de dânsul, cum am făcut deja pentru democrați, și va asigura totul gratuit, învățământul gratuit, superior și servicii medicale gratuite. Am auzit deja, este un proverb, zice, o varaze gratis, spune francez, zice, radem, asta toată lumea rade gratuit, dar ce îl plătește în spate. Bernie Sanders a promis că va lupta pentru dreptate economică, dreptate socială, dreptate rasială și alte politici coerente pentru protecția mediului. Problema mare, acest domn neocomunist, că președinte Trump, cei doi ani de zile, câștigă bătălia economică și americanul primul va vota cu stomacul și buzunarul și economia merge, bum! Deci au foarte puține șanse democrații să câștige în 2020. Trecem acum la știrile următoare și vedem că președinta Consiliului Federației Rusiei, adică ar fi Parlamentul Rusiei, apără cu vehemență Venezuela. Această stimată doamnă, ce le spune, domnule profesor, de ce o apără Venezuela? Rusia va face tot ce este posibil pentru a împiedica o potențială intervenție militară americană în Venezuela, a declarat Valentina Matvienko, președintele Consiliului Federației Rusiei, Camera Superioară a Parlamentului de la Moscova. Suntem foarte preocupați de faptul că Statele Unite ale Americii s-ar putea
și ar putea pune în aplicare orice fel de provocare pentru a vărsa sânge, pentru a găsi o cauză și motive pentru o intervenție în Venezuela, a declarat Valentina Matvienko într-o discuție la Moscova cu vicepreședintele venezuelan Delcy Rodríguez. Dar vom face totul pentru a nu permite acest lucru, a declarat Matvienko. Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, contestat de Statele Unite și de alte țări occidentale în contextul crizei politice și economice de la Caracas, a transmis că se opune primirii de asistență umanitară din străinătate, argumentând că Venezuela are capacitatea de a satisface toate necesitățile poporului și nu va cerși de la nimeni. Liderul de la Caracas a afirmat că administrația de la Washington este formată din extremiști care au generat criza politică de la Caracas pentru a justifica o intervenție militară, catalogându-l pe omologul american Donald Trump drept adept al supremației albilor. Iată cum, în acest context, președinta Consiliului Federației Ruse, Camera Superioară a Parlamentului de la Moscova, ia atitudine în sensul că va face totul pentru a împiedica o potențială intervenție militară americană în Venezuela. Încheiem ziua de duminică, 3 martie, cu o știre potrivit căreia italienii de stânga protestează la Milano. Despre ce protest este vorba, domnule general, ne veți explica după ce urmărim materialul și revenim în platou. Doamne și domnilor, sincer să vă spun, în 50 de ani de viață internațională, încep 51, 68, 2019, încă nu m-am dumerit și am rămas, încă mă uimește, cum uneori popoare, o parte a unor populații, pot fi contra lor înșine. Deci își dau cu ceva în cap. Deci sute de mii de persoane ar fi participat sâmbătă la un marș împotriva rasismului care se desfășura la Milano. Ei au strigat jos ura și frica, veniți mai mult, hai să trimitem toți imigranții la dânsii. Am fost în Italia și mă duc de iar în 2 săptămâni din nou. Oamenii sunt deja exasperați peste tot. Vedem o extraordinară distrugere a unor valori, valori milenare ale societății noastre iudeocreștine și anumiți încă partea populației spălată la cremă, scuzați, de stânga, nu de stânga, adică stângistă, vor să aibă cât mai mulți imigrați. Participanții au scandat oamenii pe primul loc, s-au pronunțat contra guvernului de dreapta și într-o regiune în care guvernul de dreapta este foarte important. Pot să vă spun că zilnic se produc între violuri, furturi, degradări. Încercați o singură secundă, dacă mergi într-o țară musulmană, să faceți, mă scuzați, urinați, veți fi linșat. E bine, zilnic sunt locuri pentru noi sfinte, bisericile noastre care sunt într-adevăr distruse, se fac lucruri murdare și nimeni nu spune nimica. Nu putem ajunge la așa ceva. Respectul mutual pentru oricine, indiferent de rasă și culoare, asta dorim, iubim toată lumea, conținem condiții ca să fim respectați. Trecem acum la luni 4 martie și vă vedem un jihadist spășit, care vrea să revină în Noua Zeelandă, după ce au omorât, au distrus, au schingiuit acești renegați, că nu este vorba de un musulman, este vorba de un blond neozelandez, vrea să vină înapoi acasă. Foarte interesant. Vin acum sute, dacă nu nimic, în Franța, în Belgia, în Statele Unite, în Anglia. Nici usturoiul nu a mâncat, nici gura nu a miroase. Domnule profesor, vreau să dați și ce răspuns a primit acest jihadist spășit în Noua Zeelandă. Situația lui Mark Taylor, neozelandezul supranumit jihadistul Gogoman, rămâne incertă după ce premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a anunțat că nu-i poate oferi ajutor bărbatului. Cazul lui Mark Taylor a ieșit la lumină în anul 2015, când neozelandezul a postat pe Twitter o serie de mesaje de susținere a grupării jihadiste Stat Islamic. Acela a fost și momentul în care și-a câștigat porecla de jihadistul Gogoman, deoarece uitase să-și dezactiveze informațiile de geosocializare, practic dezăduind astfel locul în care se afla.
La acea dată, Taylor lupta în Siria alături jihadiști și a povestit mai târziu pentru ABC, după ce a hotărât să fugă din grupare, că neatenția din anul 2015 l-a costat 50 de zile de detenție într-un centru penitenciar al statului islamic. Tot în perioada sa de activism jihadist, Mark Taylor a postat un video în care își ardea pașaportul neozeelandez și cerea pornirea unui jihad împotriva Noii Zeelande și Australiei. Tot acest zel însă avea să-l părăsească în anul 2018 când a fugit din tabăra stat islamic și s-a predat forțelor curde în captivitatea cărora se află și în prezent. Nu aveam ce mânca, nu aveam niciun ban și niciun serviciu de bază nu funcționa. Eram într-o situație teribil de grea și a trebuit să iau o decizie, a explicat Taylor, s-a predat. Autoritățile din Wellington nu-i pot retrage cetățenia neozelandeză, deoarece Taylor nu deține cetățenia dublă. Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a menționat că nu-i poate oferi ajutor bărbatului din motiv că este reținut într-o zonă în care nu există nicio reprezentanță diplomatică neozeelandeză. Ardern a subliniat că prizonierul ar trebui să intre în contact cu diplomații neozeelandezi din Turcia. Dacă Mark Taylor ar reuși să se întoarcă în Noua Zeelandă, el va fi probabil urmărit conform legilor antiteroriste din țară, explica ministrul justiției Andrew Little. Da, aici mă atenție la profesorul de drept care spune, domnule profesor, e o mare dezbatere care se face actualmente în Occident între două poziții. Cei care spun, da, fate criminal, de ticăloși, de cei care distrugă societatea noastră, indiferent ce au făcut, trebuie să aplicăm legile noastre internaționale, democratice, să luăm mănuși. Cei care spun, eu pot să aplic o lege față cineva care respectă legea mea, dacă nu respectă, care vrea să mă distrugă, cum putem, și asta este dezbat de fond care chiar vă adresează dumneavoastră, stimați telespectatori, putem contra celor care e clar nu au ce să discute cu legile noastre, că vor să ne distrugă, să mergem cu mărâși în continuare? Eu pun întrebare, nu vă să dau un aviz. Avizul meu l-am deja de multă vreme. Contra celor care vor să distrugă societatea noastră milenară, care, uitați-vă câteva imagini pe internet despre de acest jihad, ISIS, Daesh, ce imagini teribile. Putem discuta cu dânsii, nu îi vom spăla creierul. Vor rămâne spălați de creier și vor fi bombe cu întârziere în societățile noastre europene și internaționale. Pun întrebarea aceasta. Putem legile noastre democratice de respect pentru oameni care sunt niciun respect față de viața umană? Eu îmi pun întrebarea. Domnul profesor. E foarte adevărat. Da. Însă, de exemplu, în România, Constituția stipulează clar și legea cetățeniei că cetățenia română nu poate fi retrasă a celui care a dobândit-o din naștere. Din fericire nu avem încă niciun jihadist român. Da, nu avem niciun fel de astfel de caz. Da. Mergem mai departe și iată, Statele Unite spune că Uniunea Europeană își rea rangul. Despre ce rang e vorba, domnule imediat, general? Rangul diplomatic. Vedea imediat. În platou și ne explicați. Statele Unite au restabilit rangul diplomatic al Uniunii Europene la Washington, a anunțat ambasadorul american Bruxelles după o retrogradare neașteptată, că a durat câteva luni. Informează agenția de știri DPA. Este vorba de ceartă care a durat, cum știți, câteva luni între Statele Unite și Uniunea Europeană, problema tarifelor vamale, disensiune comerț preț și toate celelalte discuții, precum și retragerea Statelor Unite din acordul atomic cu Iranul. Retragerea ei, reprezentanța Uniunii Europene la Washington, nu a mai avut statut diplomatic, era cu statutul de organizație internațională, deci mai neplăcut și vă închipuiți, Uniunea Europeană, 500 de milioane de oameni nu mai avea statut diplomatic. Din fericire a fost refăcut acest statut și diplomatul grec Stavros Lambridis a fost reprezentat, că a fost reprezentat Uniunii Europene pentru dreptul omului, a fost numit nou ambasador al Uniunii Europene la Washington, înlocuind pe irlandezul David O'Sullivan. Orice măsură menită să destinde relații diplomatice, nu putem decât să o salutăm cu multă bucurie. Trecem acum la o informație dureroasă. Acest continent, o țară, un continent, Australia, după ce am avut, pe de-o parte, ploi torențiale, inundații, bine, avem acum, cum vedeți în aceste imagini, incendii devastatoare. Domnul profesor, comentați în această știre dureroasă pentru prietenii noștri australieni. Imaginile sunt edificatoare, stimați telespectatori. Iată suprafețe întinse,
de vegetație au fost supuse unor vicii ale vremii și aici mă refer la incendii. Peste 2000 de pompieri încearcă să stingă câteva zeci de incendii de vegetație care au devastat zone întinse din statul Victoria în sud-estul Australiei. Potrivit autorităților, luni, în zona de est a statului Victoria erau 19 incendii de vegetație, astfel că mai multe școli din regiune au fost închise din cauza riscurilor. Cel mai periculos însă este un incendiu izbucnit vineri în zona parcului statal Bun Ip, care a devastat deja 12.000 de hectare de vegetație și amenință un număr mare de comunități. Persoane din comunitățile amenințate de incendiu au fost evacuate. Eforturile de stingere a incendiilor sunt îngreunate de temperaturile ridicate și a vântului puternic, în special în zonele mai înalte, în apropiere de orașul Dargo. Michael Efron, de la Biroul de Meteorologie din Australia, a declarat că abia miercuri se va înregistra o răcire a vremii în partea de est a statului Victoria, însă se va consemna și o întețire a vântului și descărcări electrice, astfel că există riscul ca fulgerele să provoace noi incendii de vegetație. Încheiem periplul știrilor noastre din această săptămână cu împrejurarea că partidul Dodon este primul în Parlamentul Moldovei. Vom vedea despre ce este vorba în mod evident prin prezentarea domnului general Bartolomeu Constantin Savoiu după ce urmărim materialul și revenim în platou. Încheiem această săptămână foarte interesantă din care pentru prima oară și domnul profesor, dacă nu am avut de deplâns niciun atentat, Doamne ajută să fie așa mereu în fiecare săptămână, cu o știre importantă pentru că este vorba de o țară apropiată nouă, Moldova de peste Prut, este vorba de Basarabia, cum o numim mai clar, Republica Moldova. E bine, rezultatele definitive arată o clară majoritate a coaliției proruse. Partidul de ședința extraordinară a Comisiei Electorale Centrale au fost efectuate clar totale. Partidul Socialiștilor Centru Stânga va avea 35 de mandate, partidul președintelui Dodon, partidul domnului Vladimir Plahotniuc 30 de mandate și 7 mandate partidul Șor. Deci 65 plus 7, sunt 72 de mandate al unor 3 partide pro-ruse. Partidele contra pro-europeană au numai 26 de mandate. Este vorba de blocul electoral pro-european, acum format din Platforma Demnitate și Adevăr, condusă de Andrei Năstase, și Partidul Acțiunii și Solidaritate, condus de Maia Sandu. Din cele 101 de mandate, deci partide pro-ruse au 72 de mandate, ale care se adaugă 3 mandate de independenți, care sunt de asemenea tot pro-ruși. Deci o largă majoritate pro-rusă, președinte Dodon este asigurat de a guverna viitor, fără eventuale noi probleme. În general, va fi liniștit cu un parlament și cu un guvern care va fi pe aceeași lungime de undă, adică pro-rus. E important pentru că aceste diferențe care au tot timpul între guvern și președintele duceau haist cea în cele două părți. Acum există o unitate între cele două președinție și guvernul Republicii Moldova. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă urăm în continuare să vorbiți despre emisiunile noastre. Suntem o televiziune de suflet. Poate nu ne vedem în toată țara, însă dumneavoastră puteți să vorbiți în jurul dumneavoastră, să se uite toți la televiziunea Sufletului 6 TV, la emisiunea noastră, la toate celelalte televiziuni interesante, emisiuni care poate nu sunt de divertisment cu alte televiziuni, însă sunt televiziuni care vă aduc ceva în căminie dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult și pe curând. Domnul profesor. Bună seara, mulțumim mult și vă rog să apreciați imparțialitatea postului nostru de televiziune în toate subiectele pe care le prezentăm, încercând de fiecare dată să acoperim întreaga gamă de evenimente internaționale care au succedat săptămâna în curs. Vă mulțumim, bună seara și ne revedem marțea viitoare la aceeași oră. Pe curând!